înfiorătoare în România, o fetiță de 5 ani a fost violată și ucis. Polițiștii sunt pe urmele criminalului. O crimă îngrozitoare a avut loc luni în Baia Mare. O fetiță de 5 ani care fusese dat distrus ieri de acasă a fost găsit moartă. Mitoa a fost batjocorit și ucis cu selebeticie. Procurorii cercetează cazul pentru a vedea în ce împrejurări s-a petrecut fapta, îl caut pe criminal. Fetia se juca cu mai mulți copii într-o curte, iar în jurul orei 14 a dispărut. A fost căutat mai multe ore de familie și de poliție, în cele din urmă a fost găsit fără suflare pe un teren din apropiere. Martorii spun că aceasta era dezbrăcată, pe corp avea multiple urme de violen, ceea ce îi face să creadă că a fost violat. Autorul nu a fost întreprins, anunță Antena 3.